gata, am dat drumul. Anche piena mi. Păi, salutare, prieteni. Bună ziua, prieteni. E contul lui Olguța. Filmăm pe contul lui Olguța. Iep și cu cătă. Că mă duc la mine acasă să iau carnea, mâncarea, să duc la bucătar să fac ce pefti pentru mâine. Unde mergem, patroane, la tine acasă? La mine acasă să luăm, am luat parcurii de pământ, linguri de pământ și să iau carnea, să ducem la bucătar. Dar sună bucătarul dacă e acasă. O să mergem la el. Nu, lasă aici. Uite și pe Alin. Ce mă, Colin? Hai să vedem unde merge Alin. Asună pe bucătarul. Hai, deschide și mie ușa aici. Hai că se deschide. Asună bucătarul și hai să luăm încă carnea, să se suie cât în pot. Să-mi deschide și mie, că nu se deschide ușa. Doamne. Vrem dacă nu-l apie la cocon. Hai. Hai să luăm carnea să ducem la bucătar. Dar sună tu pe bucătar. De pe altul telefon, Anca, sună pe bucătar să mergem acasă, acasă. Hai. Uite și pe domnul Alin. Ce faci, domnul Alin? Hai. Păi și noi tu la bucătar veni să iau carnea să facă peftii bucătarul, că mâine-s peftiile. Am scos a? Trebuie scoasă, nu știu ce. Scoasără? Trebuie spălate, făcute. De la mine? Da. Atunci... Ce faci, Aline? La bucătar, mai venit la bucătar. Ia le ceară bucătar, ia cheile. Aici. Da? Tu când am fost bunică? Ha? Gata, e ca n-a gata, la tine. Ha? Hai, că venim la bucătar. Să dăm astea jos. Ia ca să bucătar. Ia să vedem. Hai, scăte. Hai să vedem că venim la bucătar la urmă. Dăm jos aici. Hai, dați prieteni pe patroană. Hai. La bucătarul nu știu de acasă, nu e acasă. Ce zice de acasă? Nu știu, patroană, vedem noi. Hai. Vedem. Da, Leuțu, ce faci? Ce faci, Leuțu? Ce faci cu cuțetul ăla? Dă la mamă ta cuțetul. Aruncă-l. Aruncă-l. Caisa Nancă. Lumina, ce faci acolo? Bifti. Să vedem ce face Leuțu. Ce faci, Leuțule? S-a desfăcut. S-a desfăcut. Hai să vedem dacă e bucătarul acasă. Hai să vedem dacă e bucătarul acasă. A văzut ce urât vorbește Anca? Anca vorbește urât? Păi da, dar cum să nu vorbească patroana urât dacă tu ai început să vorbești de urât în vloguri? Păi cum să vorbești? Păi nu mă bag. Probabil a văzut vlogul de ieri. Păi nu mă bag în seamă. Păi din cauza asta, dacă tu vorbești urât în public... Până înainte, de-ai tu duma. Până înainte... Bă, cătă, nu judești nici tu. Păi eu judec, dar na. Dar dacă e proastă, nu știe să vorbească. Ai văzut? Noi venim cu pasurile de peftii și a ne vorbim mult. Hai la bucătar! Hai la bucătar! Hai la bucătar! Hai să vină și Anca.
să-i dăm un clansonel. Da, cheile clanca. Stai să vină și asta, că ți-a apucat de taină și asta. Da, suntem pe vlogul lui Olga. Da. Olga e la București. E la București, acolo, la Violeta, mai se duce și la frate. Nu are telefon cu ce care să-mi filmează. N-are telefon, nu i-a luat nimeni telefon, nici copiii, da, nici leu. Că Olga e de vină. Nu-i de vină că se ceartă cu ei. Nu ne-am permis să-i cumpărăm un iPhone 11 Pro. Tomi nu i-a trimis telefon, nima. Și da, mai zis să le bagă în seamă. Nu trebuie să le bagă în seamă pe nima. Așa e, patru. Că n-a ajutat-o nima. Da. O să o ajut eu, o are să-i cumpăr eu. Are un telefon, un Huawei, nu știu ce. O să o ajut eu pe Olga, o să-i cumpăr eu un care telefon. Care nu poate filma. Cumpăr eu un telefon ca să facă și ea globuri. Da, globuri. Da. Da. Vine echipa, vine toată șatra. Ia uitați, prieteni, cum vine toată șatra. Ia uite și Darius acolo în spate. Hai da, hai da. Aurge, ales, ales, ales. Hai, hai, Giu, Giordano, te jamanta, gei. Ale, ordă-l. Hai, da, hai, da. Hai, da, Darius, cazi, frumos. Bă, ordă-l. Vrem clica ta că n-a jat, și că n-a jat, mi-e te jamanta, mă dic. Bă. Bă, am crezi, am crezi, am crezi. Hai, suici. Hai, dă-mi cheile, Anca. Tu pire mă dă. N-am mai jat tu, David. Ai sunt și mai tare de limba. Vei tu să mă rupete. Vei de dumal ce arunța urge dumam antre. Da. Uite, vorbește acolo că e grobul lui Olga. Pentru salutar fanii. Salutare fanilor. Aici suntem cu Leonardo și cu David. Mergem la bucătar, pen. Mergem la bucătar. Să facem peftii. Îmi dai și mie o bomboană, David. Dă-i și lui. Ia. Deci, David, ai două? Nu mai am, așa. Așa. Unde sunt? Te-ai bucăți. Bravo, David. Ai venit și tu, fate? Te-ai. Mulți, da? Mulți. Îmi dai și mie mulți, da? Bucăți. Aha. Mai mulți. Copii, sunteți cu minți? Da. Cum te-ai tuns? Mergeți cu mine în oraș. Te-ai tuns? Te-ai tuns? Copilașilor. Mai dăm și noi. Dă-i și lui Darius una. Lui Darius ăsta. Mi-a dat și mie una, David, dar nu. Nu, David. Dăm și mie. David, dăm bomboană. Ia. Mulțumesc. Tu ești fratele meu, da? Da. Păi nu-i bucătarul, mi se pare acasă. Ba, da, e acasă, văd mașina acasă. Va fi băgat Alin în curs. Te n-a holeul, pare că filmul. Alin e aici. Dacă filmul pe OPS. Sper, da, să nu se supere, sper, păi, să, da, nu facem vreo dezvăluire de, da, planurile, da, da, de vloguri. Dai ăsta, vezi dacă e acasă, numai și strânge ăsta globul și filmăm mai târziu. Da, o să punem pauză ca să păstrăm confidențialitatea, da, bucătarului. Da, da. În, da, legătură cu vlogurile, deci, lui. Pune pauză. Da? Ne băgați și în canal. Da? Pune pauză. Băgai în canal, stai, stai să nu vă băgăm în canal. Că trebuia pe partea, da, alta, că ne bagi în canal. Unde pe partea alta? Ai gata, lasă aici să mă dau jos, că-mi vine nebunia acum. Bun. Că mă strâng și cu mașina și înainte și înapoi, cătă. Bun, bun. Dă-i pauză. Jos. Punem pauză, prieteni. Ales. Am ajuns bă, aici acasă la bucătarul. Cutunița e și acasă. Da, sunt acasă, mă pregătesc să fac piftine. Unde-i bucătarul? S-a dus în oraș să se mai plimbă și el. Să se plimbe? Veni să mă ajut. Da. Bine, da, te-ai gândit că și așa nu pot să le fac singură. Nu bag prea mult ce încolo, pac, și eu ce face ăia acasă, eu nu mă bag am ca. Da. Îi pac aici cu tine. Da, bine că veni să mă ajut și pe mine. Că tu ești mai bătrână acasă și da, știi. Ai văzut ce a luat Cătălin exemplu de la mata? Cum mi-a adus mărțișorul de aur. Așa se face, să s-a pus în zambilă doi galbeni, da, mici. Să învață tot ce făceam eu, că nu rolele, da, nu vrea să învață. Da, Leo n-a învățat treaba asta, să aducă Luanca. De ce nu i-a adus Luanca o floare și el? Cutuniță, dar văd că bucătarul te iubește. Da. Dacă Anca nu-l iubește, nu l-a pupat când i-a dat floarea. Nu l-a pupat. Păi da. Nu am văzut pe vlog. Nu l-a pupat, nu vorbește cu el de un an de zile, nu-i spală cămășile. Le avem din cameră și le spăl la mine în mașină, e frumos așa.
Hai gata, hai să nu discutăm despre așa ceva, chiar. Da. Lucruri de astea. Și așa e banii. Ia uitați-l pe Darius. Darius îți plac câinii? Unde e olduța? Din. Din Mosara care e fibul. Ce? Ce spuneți? Da, ce spunem. Aia spune. Da. Uite, ne pregătim să facem piftiile, că o dar da. Nu faci foc afară. Afară fac. Afară la ceaun să fiarbă. Da. Merg și eu acum la mine. Ca să fac și eu. Asta și tu facem aici toți la bucătar. Să facem aici? Toți la bucătar. Facem aici împreună. Facem aici, pui și o oală separată și facem aici. Păi, ce mai faci acasă? Facem aici, șef la cuțite. Râde lumea de noi. Cum să facem la bucătarul? Fiești de ce râde de noi? Facem bucătarul. Păi râde țiganii de noi. Bine ai zis. Că chiar nu știu să fac pestii. Uite aici le facem un facem aici așa, academia de... Oare și căpățânghele alea de porc din piață. De ce proaspete? Trebuie să pui afumate de la porcii tăi. Uite, nu vreau bucătarul să pun un picior. Bucătarul ăsta nu-i normal la capul lui. Trebuie de la porc, de la noi afumate. De la afumate. Așa am un căpățâna de la porc. Un picior mai bine să pui decât căpățâna. S-am zis să pun un picior de la frumos. Dar nu trebuie să faci multe așa, că cine le mănâncă? Asta a zis și eu. De câte ori am făcut, nu le-am mâncat nimeni. Nu multe, faci mai puține, dar bune. Ia mai bine faci de pui și gata, de curcane. Ia să mai asta a zis că vrea să se ducă să ia niște pipote de curcană, o să bagă. Aia, ia să mai bun. Cutuniță, dar mi-a spus bucătarul că nu mai aveți zaibăr. Nu mai avem. Ia să bem. Cum nu mai aveți zaibăr deloc? Mai e în damigeană, dar nu mai e așa culoarea aia. Să ne cumpăr ananas de undeva, să avem pentru mâine. Păi de Cătălin vin dacă am eu zaibăr frumos. Vin de vin, auzi. E vin negru, vin de, sânge vin, de iepure. La Alin îl omoară mamă sau Olga. Da. Pe Cătă și pe Pintea vândură vinul. Vândură vinul, vezi? Da, când au și tot mi-a întrebat din nici noi am zis că are două damigiane nedefundate. Să nu mai defaci aia. Păi lasă, alea sunt ale lui Tomi, dar mai sunt două care sunt pe stoc. Am în total 4 și mai am una care e desfăcută pe special pentru patroana, în total 5. Păi și cine-i trebuie? Lui Jianu, lui tata îi trebuie vin. Îi dăm, nu-i problemă. Să vină. În loveni de bani. Vrea să vedem. Vină să ia vinul. Să vină, că avem de unde. Cu de kilogram. Vedem, ne înțelegem, să vină la fața locului. Să ne caută, de ea vorbește în telefon, să ne găsească curcam, purcei. Ia dă-i să vorbesc cu el, cu Jianu. Păi nu e acasă, e în sat. Și păi acolo să caută să ne găsească. Păi nici el caută curcan și el n-a găsit. Cutuniță, te rog frumos să ne spui ce ai tu aici. Am de la... De la cum se spune, potcoave. Potcoave? Ia priviți prieteni ce are și ce simbolizează aceste potcoave. Noroc, bani. Da, așa uite cum ziceam. Noroc, bani. Noroc, da. Deci datorită acestor potcoave ai găsit tu inelul în pipota, în pipota la de la găină. Așa e, ai dreptate, așa e. Deci astea au fost... Mamă, ce întrebări prin gine e gaje. Da, da. Deci priviți secretul, dragi prieteni. Acesta este secretul bucătarului. Da. De are el noroc, de găsește aur în intestinele animalelor. Da, a găsit un cercel. E adevărat, Cutuniță? Da, e adevărat, cum să nu. Vedeți, prieteni? Să dă verdeață odată iarba verde. Când ne ducem frumos și noi patroană într-o pădure așa să mâncăm și noi liniștiți acolo, tu nu vezi să ne facem de mâncare acolo, tu nu vezi ce să facem o mămăligă de aia cum faci mata bună. Cu sarmale. Da, cum faci mata în prace, cum faci mămăligă. Nu ne faci sarmale pentru mâine. Păi eu și uite nu. Ar trebui să ne faci sarmale. Da, ar trebui, da. E sărbătoare mare. Hai să facem o oală de sarmale. Hai să facem, dar să vină bucătarul să se ducă să ia ce ne trebuie. Păi unde e bucătarul ăsta? Ce l-a luat Alin, a plecat cu el. A, dar cu Alin, pe când da. Cred că ți-a dus să filmează ceva. Da. A zis că vine să mă ajute el la pistie. A zis să nu le fac până vine el. Dar fă-i focul, tu pune apa la foc. Trebuie. Hai să te ajutăm. Mă ajut tu, Cătă, să aprindem focul. Te ajut eu, te-ți aprind eu focul. Hai la treabă. Hai. Haideți, Anca. Hai, filmează-mă tu așa frumos. Hai, hai să ajută să spargă foc. Să spargă lemne aici. Ia un pic, la lemne alea uscate, că acolo vrea să aprindem lemne. Asta e, da? Hai să curea, uite, după soacurie mă duceam. Ia uitați, prieteni, să curea lui bucătarul. Mamă, ce masă mare ai! Păi, lemnele alea, cu căpire așa, 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 cu căpire așa,
Eu ar trebui... Ai lemne uscate, bravo! Da, mi le-a tăiat jianul cu drujba. Lasă lemne uscate, are bucătarul aici. Oh. Nici nu știi să dai în lemn. Nu știu, n-am antrenament. Ca păi. Tine, Anca. Da. Tu ai antrenament? Da, da. Tu uite și tuciu. L-am aici, mă duc unde facem Anca focul. În mijloc undeva, unde e mai frumos. Să nu mai bată vântul, știi? Soarele? Vânt. Unde să fac focul? Ha? Ar vrea în mijloc, patru. Aici, Anca. Da, fă-l aici. Uitați-vă ce face cu tunița. Face focul. Facem focul aici. E vlogul ăsta este lui Olguța, soacra mea. Așa. Trebuie să prind eu focul. Aia e munca, prieteni. Bravo, bravo, Cătăline. E greu la spart de lemne. Nu e așa de ușor. Vă rog frumos. Mamă, ce greu. Să mă căuta și mie pe TikTok. Anca oficial. Ăsta e contul meu de TikTok. Da. Incredibil. Mi-am făcut un alt cont de TikTok. Păi dacă TikTok-ul ți l-a închis, de ce ți-ai făcut altul? Am vrut să mai fac alt cont. Pe contul ăla nu știu de ce mi-a dat raport. Pentru că stăteam prea mult pe TikTok. De unde știi tu că stăteam prea mult pe TikTok? Păi atunci ți-au închis contul. Vezi cum e la noi, când aici la țară nu prea e ordine, așa e la țară, n-ai ce să faci. La tine e curățenie, ai cimente de tot. Ai sit-o curat, ia uite, văd că ai curat aici, ai lemne. Acum ce să fac, acum uite, sunt și eu mai ocupată, mai văd și eu cartea de circulație, mă, Anca, și n-am timp să mai fac nici curat. Și mama tot așa, învață. N-am timp cu ei. Ajunge, Cătăline, mai gata. Mai mă ajută bucătarul, mai tu ceva, nu știu, dar mă zic, mai pleacă și el. Bucătarul face, cred că, tot în casă. Mai spar lemne? Nu mai. Uite, pe mine nu mă ajută, Cătălin. Cu nimic. Nu te ajută cu nimic. Cu ce mă ajut? Cu TikTok-ul, cu YouTube-ul, cu alea. Cu TikTok-ul și YouTube-ul. Ce YouTube? Te vine și Ali. Și bucătarul. Domnul ale. Bucătar! Cum a locu? Corăgi jungale. Corăgi jungale. Doamne, sunt. Alala. Uite, mă, bucătare, a venit patroana să mă ajute la pifti. Foarte bine, chiar mă bucur. Au să facă... Uite, Cătă, spars lemne. Mi-a bravo, făcut. Mai spars lemne. Păi sparge și bate vântul aici, ce facem? Bate vântul. Ce facem că bate vântul aici? Trebuia să ne mutăm undeva sau să punem o tablă, dacă nu, în șopul. Ia pârlitorul ăla al meu, bricheta pârlitor. Băi, tu ce faci? David? Uite, e dezbrăcat. Are jaca în mașină, dar nu. Ce fac, nu poți să aplici focul, bate vântul. Am dat drumul? La da. Olga. Ea de ce nu-și face Olga? Are uite, treabă. N-are telefon, n-a fost nimă în tare. Are afaceri, Olga. N-a fost în tare nimă să-i cumpără. Olga, la afaceri, e la afaceri. Hai, panilor, mai târziu vă pupăm. Ai văzut tot ce zice la una, să-i pupă buzele. Aseară pe live. Nu cred. Să-i mănâncă gropițele, așa spune pe live. E frumos așa ceva. Transmite un mesaj, Tomi. Păi, Tomi, mai faci vina lui Olga, că umbră. Tu spui ei, că pupi... Auzi ce spune Cătălin Bucătaru, că ai da. Spus pe grob, ai vorbit. Așa cum mărităm pe Olguța, azi facem judecata... Pleacă în Germania, auzi, unul are casă multe, da, are avere să... multă. O bagă la topită la, acolo să... Auzi atâta apartamente de ăla. Ne dă la toți câte un apartament ăla de la Germania. Acum să ajutăm să ajungă Olguța. Ajutăm să pleacă acolo să punem bogățâm. Încet, Domi, tu n-auzi că vrea? A vorbit toată noaptea cu aia. Cine, nu vorbim din rău. Lăsă-l să ia pe aia. O ia pe aia că face nuntă, m-a invitat pe mine să-i pregătim de mâncare la nuntă. O, nu, la Germania atunci. Lăsă-l.
S-o dăm la Jerdani. Mă rog. Jeli mângâiată de mașină. N-auzi și? Jeli mângâiată de mașină. Vreau să merg să-i fac de mâncare cartaboș, auzi la nunta lui Tomi. Păi cred că îi trimite o lăguță, ceva, o travă în sarmale. Caco, avi-l-o primul. El după misiunul. Tomi. Toată noaptea vorbim cu el. Le-a lumină că pe la urmă. Mă, că-i ce repede! Suge. Hai, puște-a pe muroc, pe postaș. Bă, Hătari. Salut, Mariene, vezi că pe numele nu tăi că nu l-am umplit. Dacă vine. Da, încă desigur. Și mi-a încuța, nu mai e. Bine, bine, nu când o veni, vezi. Nu mai fac niciun vlog, gata. Când o veni, la duci tu. Gata, patroana, acum trebuie să dai de băut, că ți-a venit bine, plicul hai. De la YouTube. Hai, lasă mai târziu acum. Hai, vă pupăm, fadelor. Sudelor, bebe. Ce loc, plicul, cod.